cata presența divinul meu stăpân, ca slava mea ființă tot cerul să adun. În fiecare oră, în fiecare zi, acolo unde este invocat numele Lui Dumnezeu, locul acela devine sfânt. Da. Ne rugăm ca în seara aceasta, toți cei care sunt prezenți aici, să fie sfințiți de prezența Lui Dumnezeu. Amin. Și nimeni să nu plece din locul acesta nebinecuvântat de Dumnezeu. Amin. Sunt raportate mii și milioane de cazuri de oameni care s-au vindecat datorită faptului că Dumnezeu a zis în dreptul lor, tu vei trăi. Eu, mulțumesc Lui Dumnezeu, sunt unul dintre aceștia în care doctorii nu mi-au mai dat niciun fel de speranță, niciun fel de șansă. Nici eu nu mi-am mai dat mie nicio speranță. Nu credeam că voi ajunge ziua în care să mă căsătoresc. Și Dumnezeu a spus în dreptul meu, deocamdată nu. Până aici. Și mulțumesc Lui Dumnezeu în seara aceasta pentru faptul că am avut privilegiul de atunci încoace, de pe la vreo 16 ani încoace, să văd oameni, să mă bucur împreună cu ei, să mă rog împreună cu ei, să ascult cântece pe care, dacă aș fi murit la vremea aceea copilăriei, n-aș mai fi apucat niciodată să mă bucur de ele și să cânt. Indiferent din ce confesiune religioasă suntem, noi toți suntem copiii lui Dumnezeu, atâta vreme cât îl recunoaștem pe Dumnezeu ca Tată și ascultăm de El. Dar ce se întâmplă atunci când noi nu ascultăm de Dumnezeu? Ce se întâmplă atunci când noi nu îl recunoaștem pe Dumnezeu și nu avem nevoie de Dumnezeu în viețile noastre? Mai este El Tatăl nostru? Cu siguranță, eu care sunt un om care am greșit, care am păcătuit, de fiecare dată când copiii mei greșesc, nu-mi trece niciodată prin minte gândul că nu mai sunt copiii mei. Parcă mai mult pun preț atunci pe valoarea și relația dintre mine și ei. Aș vrea să deschid Sfânta Scriptură și să vorbesc despre un singur lucru foarte important și anume iubirea lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Cea mai mare nenorocire care s-a întâmplat vreodată pe pământ a fost ideea venită de la diavol că Dumnezeu nu-l mai iubește pe om pentru că a păcătuit. Atunci când dă o boală peste cineva, așa cum a dat și peste mine, gândul care se naște în mintea acelui om este: unde am greșit, Doamne? De ce mă bați? Undeva am greșit. Ceva s-a întâmplat. Atunci când vezi că cel de lângă tine este nenorocit, a avut un accident, s-a întâmplat o tragedie, i-a murit un copil sau s-a întâmplat ceva, imediat în mintea ta este gândul: Doamne, ăsta precis că a păcătuit undeva. Precis că Dumnezeu l-a pedepsit. Gândul acesta este cel mai nenorocit gând care a putut să fie inserat în mintea noastră, a tuturor oamenilor, că atunci când am păcătuit, Dumnezeu nu ne mai iubește. Pentru că diavolul știe că dacă tu nu crezi că Dumnezeu te mai iubește, credința ta în Dumnezeu, speranța ta în Dumnezeu și toate lucrurile care vor decurge din viața ta vor merge pe linia aceasta: oricum lui Dumnezeu nu-i pasă de mine.
Atunci când ucenicii au auzit o veste că turnul din Siloam a căzut peste 18 oameni și i-a nenorocit, în mintea ucenicilor s-a născut gândul acesta: Doamne, precis că ăștia au păcătuit mai mult decât noi. Iar Domnul Iisus Hristos clarifică situația aceasta și le spune ucenicilor: să știți că oamenii aceia n-au fost mai păcătoși ca voi. Și dacă li s-a întâmplat tragedia aceea, nu este din cauza că Dumnezeu nu-i mai iubește. Ceea ce s-a întâmplat acolo este un eveniment tragic. Dar să nu vă îndoiți niciodată de iubirea lui Dumnezeu pentru voi, indiferent ce ați făcut. Pentru că dragostea lui Dumnezeu nu este condiționată de felul cum vă purtați voi. Dumnezeu își iubește copiii mai mult decât ne iubim noi copiii. Și dacă eu îmi iubesc copiii mei, îi iubesc pe copiii mei, indiferent ce au făcut, și parcă dragostea unui părinte atunci când copilul îi întoarce spatele și pleacă de acasă, vezi, pilda fiului risipitor, crește, cu atât mai mult crește dragostea lui Dumnezeu pentru noi oameni. Dar gândul acesta nenorocit a fost inserat încă de la început în mintea omului, cu primul păcat care a luat naștere aici pe pământ. Gândul acesta nenorocit sfâșie întreaga umanitate, pentru că omul care nu mai crede că Dumnezeu îl prețuiește și că Dumnezeu îl iubește, omul acela devine cel mai nenorocit om de pe fața pământului. Atunci când Adam și Eva au trăit bucuroși în grădina Edenului și Dumnezeu le-a zis: puteți să mâncați din orice pom, puteți să faceți orice lucru, nu este nicio problemă, dintr-unul vă rog frumos să nu vă atingeți. Pomul în care voi veți cunoaște și binele, dar veți cunoaște și răul. Și ei, bineînțeles că n-au ascultat, nu comentez ce s-a întâmplat acolo, însă în momentul în care ei au păcătuit, au simțit în trupul lor că ceva s-a întâmplat. Călcarea legii lui Dumnezeu produce o schimbare în noi. Și cu fiecare păcat pe care îl facem, fie că este grav, fie că este mai puțin grav, păcatul acela produce o schimbare în noi. În primul rând, în mentalitatea noastră. Și imaginați-vă ce a fost în mintea lui Adam și Eva de s-au ascuns de Dumnezeu. Primul gând care a venit împreună cu păcatul a fost că Dumnezeu nu-i mai iubește. S-au temut de Dumnezeu și s-au ascuns. Iată că deja de la început, și dacă urmărim istoria de-a lungul vremii, vom vedea că și noi am fost atinși de acest nenorocit gând, care nu este de la Dumnezeu. Că atunci când cineva a păcătuit, Dumnezeu nu-l mai iubește. Că Dumnezeu te bate dacă nu faci ce trebuie. Că Dumnezeu te pedepsește, da. Însă pedeapsa lui Dumnezeu, spre deosebire de felul cum ne pedepsim noi, semenii, de felul cum ne pedepsim noi copiii, sau de felul cum își pedepsesc copiii, părinții, pedeapsa lui Dumnezeu are un alt scop. Nu ca răzbunare împotriva celui care a greșit, ci ca salvare. Spune că Dumnezeu pe cine iubește, pedepsește. Pedepsește ca omul acela să nu continue să meargă pe calea aceea și să moară. Să fie distrus, să-i fie sfâșiat sufletul și mântuirea, adică salvarea propriului său suflet, să fie pusă în imposibilitate. Atunci când, cu câteva vreme în urmă, am auzit la știri că a luat foc un club în București și tinerii aceia care cântau cântece care nu sunt de la biserică, altfel de cântece, au murit și au ars de vii și au suferit încă și unii au murit în spitale după zeci de zile, după câteva luni de zile, după chinuri teribile, în mintea multor oameni a explodat gândul acesta. Dumnezeu i-a bătut. Dumnezeu i-a bătut. Cu siguranță noi suntem mai buni ca ei. Pentru că noi n-am fost acolo. Dar ei uită ce au făcut. Și merită pedeapsa. Și încă de atunci încoace continuă gândul acesta să fie inserat în mintea oamenilor, dar nu de către Dumnezeu. Și anume că de fiecare dată când un om a păcătuit, omul acela este bătut de Dumnezeu și Dumnezeu nu mai iubește. Este foarte important să ne rămână în minte un singur gând, că indiferent ce am făcut, Dumnezeu continuă să ne iubească. Amin. Atunci când Domnul Iisus Hristos este pus la mijloc, la mijlocul mulțimii, și vin niște ispititori la el, și aduc o femeie târâtă, care tocmai fusese prinsă de către oamenii aceia comițând adulterul, este aruncată la picioarele lui și probabil mii de ochi se îndreaptă asupra Domnului Iisus Hristos. Acum să vedem ce va zice. Să o omorâm cu pietre, așa cum a zis Moise? Sau așa cum propovăduiește Domnul Iisus dragostea, să vedem, să continuăm să o mai iubim pe această femeie? Din cauza păcatului ei, femeia aceasta nu merită să trăiască, așa gândeau ei.
Așa gândeau până și despre Dumnezeu. Dumnezeu dorește moartea păcătosului. Dumnezeu dorește să omorâm cu pietre pentru păcatul pe care l-a făcut. Pentru ca viciul acesta, curvia, desfrânarea, să nu ajungă și în popor. Însă Domnul Iisus Hristos clarifică situația foarte repede și spune: cel dintre voi care n-a făcut niciun păcat, să ia primul piatra și să o pedepsească, transmițând ideea că Dumnezeu nu vrea să facă același lucru. Transmițând ideea că dorința lui Dumnezeu nu este să se răzbune pe cei care au păcătuit. Nu se găsește nimeni acolo care să o pedepsească pe acea femeie. Și Domnul Iisus Hristos îi spune: nici eu nu te osândesc. Du-te și nu mai păcătui. Planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este să ne ducă în starea aceea în care să nu mai păcătuim. Planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este să ne punem încrederea în El și împreună cu El, pas la pas, să ne ajute să depășim orice obstacol al vieții noastre. Avem dependențele noastre. Unii au probleme cu țigara, alții au probleme cu băutura, alții au probleme cu relațiile acestea extraconjugale, alții au probleme cu bârfa sau cu mândria, alții cu dulciurile. Dulciurile îi bagă în mormânt. Spunea cineva într-o seară, într-o zi, spunea cineva: am văzut pe un om cum în fața lui a fost adus un castron imens de carne, cât pentru o familie, și l-am văzut cum l-a mâncat tot singur. Și omul acela se sinucide pe el însuși. Dumnezeu cunoaște toate necazurile pe care le avem, cunoaște dependențele noastre, cunoaște faptul că ne-am dorit să fim mai buni, dar nu putem. Cunoaște toate aceste aspecte. Peste ele credeți că ar mai vrea să adauge și acela să știm că nu ne iubește? Credeți că peste toate necazurile pe care le avem, Dumnezeu mai vrea să ne adauge? Pedeapsa niciodată n-a fost rânduită de Dumnezeu ca să se răzbune pe cineva, ca cineva să sufere. Ci pedeapsa a fost întotdeauna administrată cu grijă, cu foarte mare grijă de către Dumnezeu. El știe cât să dea focul de mare, în așa fel încât să ardă tot ce este rău și să rămână pur, aurul, curat. Și Dumnezeu, prin Iisus Hristos, ne-a descoperit și nouă că femeia aceea care comisese acel grav păcat, înșelându-și soțul și fusese prinsă chiar în timp ce comitea păcatul acela teribil, vrednic de moarte, așa cum spuneau rabinii de la vremea aceea și marii preoți, femeia aceea este iertată de Domnul Iisus. Primul gând care a trebuit să ne treacă prin minte a fost: de ce a iertat-o? Și Domnul Iisus Hristos spune: pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a iertat omenirea, pentru ca cei ce cred în Iisus Hristos să nu piară, ci să aibă parte de viață veșnică. Sunt atât de multe evenimente relatate de Sfânta Scriptură în care oameni care au greșit au fost primiți de Iisus Hristos. Bineînțeles, Domnul Iisus Hristos nu-i plac păcatele noastre. Bineînțeles că El nu dorește să rămânem în ele. Dar cu toate acestea nu trebuie să uităm un gând, că indiferent ce am făcut, Dumnezeu ne iubește. Există o șansă și poate că în seara aceasta cineva se va gândi foarte serios și va zice: de astăzi aș vrea să-mi schimb viața. Am mers pe o cale, mi-e rușine să și spun pe ce cale am mers, am făcut lucruri despre care nu vreau să povestesc nimănui și nici n-aș vrea să mai mi le aduc aminte. Cu toate acestea, cred că Dumnezeu mă iubește și aș vrea să-L las să-mi schimbe viața. Să am o altfel de viață. Destinul meu să nu fie cel pe care și-l dorește diavolul. Destinul meu să fie alături de Dumnezeu pentru veșnicie. Amin. Să te îndoiești de dragostea lui Dumnezeu, de faptul că Dumnezeu te iubește, pentru că ai păcătuit, este un păcat. Când Dumnezeu spune atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și tu te îndoiești, indiferent ce ai făcut, este un păcat. Este ca și cum l-ai considerat pe Dumnezeu că nu spune adevărul. Ca și cum tu te-ai împotrivit lui Dumnezeu și ai spune: nu, nu este corect, nu este adevărat. Și de fiecare dată când un om se îndoiește de dragostea lui Dumnezeu pentru el, comite un grav păcat. În Pakistan, cu câteva vreme în urmă, a fost o manifestație, un meeting al unor oameni pașnici. Spre deosebire de multe alte manifestații care sunt relatate cu foarte mare vervă de
presă, în televiziuni, ați văzut când ies oameni în stradă, deja este plin de reporteri peste tot, sunt oameni care iau interviuri, interviurile acelea ajung să fie bătaie de joc pentru cei care au dat interviurile, sunt în așa fel filmate și întrebările sunt puse într-un asemenea mod încât să producă și rumoare, așa, să te râzi de cei care sunt acolo și nu știu nici pentru ce au ieșit. Însă evenimentul acela din Pakistan, acolo unde marea majoritate a oamenilor sunt musulmani, evenimentul acela a avut o altă conotație. Nu s-a știut prea mult în presă, pentru că presa nu este interesată de evenimentele fără bătăi, fără geamul sparte și fără aruncat de pietre. La acea manifestație, peste 50.000 de oameni au ieșit în stradă să spună: musulmanii ar trebui să fie cei care să-L prezinte pe Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Prin faptele noastre bune ar trebui să arătăm tuturor cine este Dumnezeu. Din păcate, nu se întâmplă lucrul ăsta. Dacă poporul acela și oamenii aceia au dorit să iasă în stradă, să transmită gândul acesta, Dumnezeu nu numai că ne iubește, și noi, ca și copiii ai lui Dumnezeu, transmitem dragostea lui Dumnezeu, la ce am putea să ne gândim la noi în țară? Gândiți-vă, lucrurile astea s-au întâmplat în Pakistan, acolo unde noi spunem că oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu. Până și ei au ajuns la concluzia că o religie în care tu nu iubești pe semenul tău, indiferent din ce confesiune religioasă este, o religie de felul acela este un blestem pentru societate. Pentru că nimeni n-are nevoie de oameni ranchiunoși, spinoși, arțăgoși, care caută numai să te critique. Dragostea lui Dumnezeu se arată în dreptul fiecăruia dintre noi. Și foarte ușor poți să-ți dai seama de cine este creștin adevărat și cine nu, prin faptul că îl vezi că Dumnezeu locuiește în el. Dragostea lui Dumnezeu este în anumiți oameni, iar în alții, din păcate, nu. Aș vrea să vă citesc câteva gânduri pe care le are Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Nu știu dacă se vede pe ecran, probabil că în seriile următoare o să pun să fie cu slove mari, să se vadă până în spate. Dragostea lui Dumnezeu este descoperită de multe ori în Sfânta Scriptură și aș vrea să vă citesc 3-4 cuvinte pe care Dumnezeu le-a notat în Sfânta Scriptură pentru ca noi să înțelegem cât de mult ne iubește. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, adică chipul celui lumesc, lumesc înseamnă să faci toate lucrurile care nu au niciun fel de relevanță pentru societate, lucruri care le faci pentru tine însuți. Așa, lucruri în care egoismul, mândria, orgolile se manifestă prin lucrurile respective. Și spune, așa cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa Dumnezeu vrea să purtăm și chipul celui ceresc. Dragostea cu care El îi înconjoară pe oameni să fie prezentă și în viețile noastre. Ar fi trist ca cineva să meargă la biserică toată viața lui și nimic în viața lui să nu se schimbe. Merg la biserică, e frumos. Mă rog, poate vei și mai frumos. Cânt, știu să cânt la chitară, sau poate la pian, sau poate am o voce minunată. Dar în viața mea nu s-a schimbat mare lucru. Nu s-a schimbat nimic. Ce folos atunci? Și spune că planul lui Dumnezeu, atunci când s-a gândit să-și reverse dragostea Lui asupra noastră, a fost ca acel chip pe care îl purtăm să nu mai fie pământesc, lumesc, drăcesc, cum spune în altă parte, plin de invidie, de ură, de mândrie. Până și copilașii cei mici, la 2-3 ani, am urmărit o scenă într-un parc undeva, erau doi copilași care de-abia se țineau pe picioare, de-abia învățaseră să umble. Și mămicile lor erau cu ei, așa, ca niște bodyguards în spatele lor. Și era o jucărie. Nu știu nici acum cui era jucăria, a unuia dintre ei. Și probabil că celălalt a pus mânuța pe jucărie și în timp ce a pus mânuța pe jucărie, celălalt vrea să-și o ia și el înapoi. Și amândoi încep să tragă de jucărie. Și nu reușesc să-și o dezlipească. Aveau foarte multă voință amândoi și dorință să pună stăpânire pe ea. Încă de mici. Vezi chiar în copii ce înseamnă chipul celui pământesc, păcatul. Și apoi, pentru că au văzut că nu reușesc să smulgă niciunul altuia jucăria din mână, au început să țipe. Și după ce au început să țipe, vă imaginați că o mânuță ținea de jucărie și cu cealaltă încerca să lovească pe celălalt în cap. Și apoi au intervenit mămicile și, trăgându-i de guler și de spate, au încercat să-i despartă. Și la mămicile a trebuit un efort
cât de cât ca să-i despartă. Atât de înverșunați erau unul împotriva altuia. Și spune Dumnezeu, chipul acesta l-ați purtat, v-ați născut cu el. De acum înainte aș vrea să purtați chipul meu. Așa cum eu iubesc pe oameni, să iubiți și voi. Și ce folos ca un om să meargă la biserică să facă cine știe câte lucruri, spune Apostolul Pavel. Sunt iudeu din iudei. Legea pentru mine a fost așa ca pâinea în fiecare zi. Am făcut multe lucruri și faptele mele nu erau ca faptele altora. Și totuși, ce dacă nu am ajuns să iubesc pe semenul meu, nu sunt nimic. Așa cum spunea poezia de dinainte, aramă sunătoare, chimval zângănitor, tablă goală. Imaginați-vă o lingură care bate într-o oală goală. Atât. Un alt cuvânt din partea lui Dumnezeu spune că atunci când va veni pe norii cerului Domnului Iisus Hristos, nu va vrea să vadă cât de multe lucruri am reușit să facem în lumea asta. Și atunci când va veni în ziua aceea, ca să fie proslăvit, să fie înălțat, să fie primit cu cea mai mare bucurie de către sfinții săi, va dori să fie privit cu uimire în toți aceia care au zis că sunt creștini adevărați. Când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut, va fi lucru mare. Îmi doresc atât de mult pentru mine și pentru familia mea și pentru toți cei dragi ai mei ca lucrul acesta să se întâmple și chipul lui Dumnezeu să fie așezat în mine. Amin. În fiecare zi, cu fiecare zi care se scurge din viața ta și din viața mea, dacă lucrul acesta nu se întâmplă, ceva nu este în regulă. Într-un alt pasaj din Sfânta Scriptură spune că Moise își dorește foarte mult să-L vadă pe Dumnezeu. Cine este cel care mi-a vorbit? Cine este cel care mi-a ghidat pașii până în ziua de astăzi? Cine este cel care m-a ocrotit până astăzi? Cine a fost cel care m-a scăpat în primejdii de moarte până astăzi? Cum arată? Aș vrea să știu. Ce mare bucurie este la fiecare eveniment în care oamenii vin la biserică să-L vadă pe Dumnezeu. Să-L cunoască pe Dumnezeu. Chiar dacă acum starea noastră trupească nu ne permite să stăm față în față cu Dumnezeu și să-L vedem, pentru că doar cei care au aceeași natură cu El pot să sufere și să stea în prezența Lui, adică natură nemuritoare, deocamdată nu putem. Însă cu ochii minții și prin cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a lăsat niște oportunități fantastice ca să-L cunoaștem. Și Moise își dorește foarte mult să vadă cine este cel care i-a ocrotit pașii până în ziua aceea. Înalță rugăciunea aceasta către Dumnezeu și Moise spune Sfânta Scriptură, află următoarele lucruri. Domnul Dumnezeu a hotărât să treacă dinaintea Lui. Imaginați-vă să vă rugați și dumneavoastră într-o seară, Doamne, vreau să Te văd pe Tine și Dumnezeu să treacă prin fața Ta. Credeți că este posibil? Oare de ce? Oare de ce? Pentru că Dumnezeu se descoperă celor pe care îi iubește. Și spune că în ziua aceea, Dumnezeu a trecut pe dinaintea lui Moise și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. De ce? Pentru ca oamenii aceștia să fie salvați. Mi-aduc aminte de un eveniment când Cristian s-a îmbolnăvit și am fost cu el la doctor. Am fost la mulți doctori. Din păcate, nimeni n-a știut ce are. Și într-un final ne-am hotărât să-i facem analiză de sânge. Cred că avea vreo 2 ani. Nu cred că avea mai mult. Nu prea vorbea. Era la început. Chiar la început. Și am ajuns la spitalul din Timișoara, unde se fac analize pentru copii. Și l-am ținut în brațe și a trebuit să ia sânge. Și mi-aduc aminte momentul acela ca și cum ar fi fost astăzi sau ieri și mi-aș fi dorit atât de mult să nu văd ce am văzut. Dar am văzut și mi-a rămas întipărit în minte și în inima mea
Cristian, cât era el de micuț, i-a suflecat mâna, a venit cu apă și l-a băgat și trebuia să ținem de mânuțe ca să nu se miște, să nu iasă afară, să poată să ia sânge, să vadă ce fel de problemă are. Și el s-a uitat la mine, în timp ce plângea, era micuț, s-a uitat la mine și mie mi-a fost atât de groază de mine însumi, când a trebuit să fac ceva pe care copilul meu credea că este împotriva lui. Plângea și s-a uitat la mine și nu înțelegea de ce îi fac lucrul ăsta. De multe ori când plângem și de multe ori când Dumnezeu face ceva pentru noi și nu înțelegem că este pentru a ne salva viața, începem să ne voicărim și să ne plângem la Dumnezeu de ce se poartă așa aspru cu noi. Dar dacă am ști că este singura metodă pe care Dumnezeu o are ca să ne salveze sufletele, n-am mai face lucrul ăsta. Mi-a rămas întipărit minte și acum imaginea aceea în care el se uită la mine și îmi transmitea foarte clar ideea de ce faci lucrul ăsta, de ce îmi faci lucrul ăsta. Atunci când Dumnezeu se hotărăște să pedepsească nelegiuirea părinților, nelegiuirea copiilor, pentru că se transferă din neam în neam, când un părinte are un anumit păcat, mai mult decât atât, el face glume și își încurajează și copilul să facă păcatul respectiv. Și dacă nu-l încurajează, copilul vede ce face tatăl și urmează. Și atunci când Dumnezeu se hotărăște să pedepsească pe cineva, este tot o dovadă a faptului că te iubește și mă iubește. Dacă am înțelege măcar gândul acesta și mi-a rămâne întipărit în minte, cred că din seara aceasta, câtă vreme vom mai trăi pe acest pământ, nu vom mai veni niciodată la Dumnezeu să-i zicem: Doamne, de ce te porți așa cu mine? De ce ai permis să mi se întâmple lucrurile astea? Este adevărat că de multe ori durerile prin care trecem sunt doar o consecință a deciziilor noastre greșite. Este adevărat că de multe ori ceea ce zicem noi că este pedeapsă de la Dumnezeu nu este altceva decât consecința faptelor noastre rele. Dar chiar și așa, Dumnezeu este alături de noi și face tot ceea ce poate pentru ca sufletele noastre și viețile noastre să fie salvate. Și Domnul a trecut pe dinaintea Lui și a strigat pentru ca în mintea și în inima lui Moise, pentru ca în mintea și în inima ta și a mea să rămână gândul acesta: Dumnezeu este bun, diavolul te-a păcălit și ți-a spus că Dumnezeu te pedepsește și te bate. Erau multe discuții mai la început, când am cunoscut și eu mai mult pe Dumnezeu, erau multe discuții pe tema aceasta. Ce le ziceți voi copiilor când greșesc? Și unii dintre cei care nu citiseră niciodată Biblia au venit și au zis: noi le spunem așa, vezi că te bate Dumnezeu, vezi că te arde cu foc, vezi că așa era la sat, mai ales la sat, vezi că te arde, ai grijă să nu mai faci așa ceva, că Domnul, deja de mici copiilor li s-a inserat în minte ideea că dacă ai greșit, Dumnezeu te pândește la colț și cum te-a prins, cum te-a pedepsit, s-a răzbunat pe tine. Și Dumnezeu strigă cu glas tare, nu pentru că Moise este surd, ci pentru ca Moise să țină în mintea lui întipărită cuvintele acestea pentru tot restul vieții lui: Dumnezeu este bun, Dumnezeu este dragoste și indiferent ce ai făcut, Dumnezeu continuă să te iubească. Amin. Păcat de evenimentele și de momentele în care eu însumi nu m-am raportat și n-am transmis celor din jurul meu gândul acesta. Însă mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a descoperit lucrul acesta când n-a fost prea târziu. În Ieremia, capitolul 31, cu versetul 3, lui Ieremia, Dumnezeu îi transmite același gând: Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, o iubire fără capăt, nu de azi pe mâine, ci cu o iubire veșnică. De ce îți păstrez bunătatea mea? De aceea, pentru că te iubesc, pentru că am cele mai profunde simțăminte pentru tine, indiferent ce ai făcut. Atunci când un om înțelege lucrul acesta, nu mai fuge de Dumnezeu. Stăteam de vorbă într-o seară cu cineva din familie, apropiat mie, și mi-a zis: toată viața am fugit. Și
Și acum, la ora aceasta, încă mi-e fuge. Toată viața am fugit. Am fugit de responsabilitate, poți să fugi de Dumnezeu, ca nu cumva să afli ce trebuie să faci, poți să fugi în toate direcțiile. Oriunde te vei duce, dragostea lui Dumnezeu va fi cu tine. Lucrul acesta este o nenorocire pentru sufletul omenesc. Când omul ajunge la concluzia că Dumnezeu nu mai iubește, că nu merită să-L iubească pentru că a făcut anumite păcate, omul acela își pierde speranța, își pierde credința în Dumnezeu și singurul lucru care îi mai rămâne de făcut este să-și dorească moartea și să fugă departe. Dar Dumnezeu, de atâtea ori în Sfânta Scriptură, notează gândul acesta. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Planul meu cu tine nu este să te pedepsesc, cu toate că va trebui să te pedepsesc ca să te salvez. Te iubesc, planul meu cu tine este să-ți salvez sufletul. Și în ziua aceea, așa cum spune Ioan, capitolul 14, vreau să vin înapoi după tine, după ce îți voi pregăti un loc, mă voi întoarce și te voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fii și tu, să fii și tu. Vreau să închei cu un ultim pasaj din Sfânta Scriptură, în care Domnul Iisus Hristos descoperă în fața bisericii la care a fost invitat să citească, descoperă un singur gând. Duhul Domnului este peste mine, spune El, pentru că m-a uns nu să le aduc la cunoștință oamenilor că Dumnezeu e supărat pe ei. M-a uns ca să vestesc vestea bună oamenilor. Și vestea bună este că Dumnezeu îi iubește. M-a uns ca să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii. Să dau drumul celor apăsați de gânduri negre, celor apăsați de păcate, celor care cred că niciodată Dumnezeu nu-i va mai primi pentru că au făcut cu tare lucru și cu tare lucru. Și să vestesc anul de îndurare al Domnului Dumnezeului nostru. Amin. Gândul acesta mi-aș dori atât de mult să rămână întipărit în mintea mea și în mintea și în inimile noastre ale fiecăruia și de fiecare dată când vom mai păcătui să ne aducem aminte că Dumnezeu ne iubește și să ne întoarcem la El. Amin. Să-i cerem lui Dumnezeu, Doamne, te rog, iartă-mă pentru ce am făcut. Dar bazat pe credința că Tu continui să mă iubești pe mine, Doamne, primește-mă la Tine. Amin. Este o cântare, nu știu dacă există și în alte biserici sub titlul acesta, scap acum denumirea, cântarea care spune gol nimeni n-a venit înapoi din cât l-au căutat. Nu știu exact titlul cântării. Înaintea Ta, Iisus iubit, vinaz încrezător, căci Tu de aceea te-ai jefit să fii Mântuitor. Și cântarea aceasta continuă și spune gol nimeni n-a venit înapoi din cât te-au căutat. Planul lui Dumnezeu este să-L căutăm în fiecare zi. Și dacă în seara aceasta ai ajuns aici, poate că nu din întâmplare, poate că nu din întâmplare asculți mesajul acesta vreodată pe internet, să știi că Dumnezeu te iubește și indiferent ce ai făcut, El va continua până în ultima clipă a vieții tale să te atragă la Sine. La El însuși. Să facă tot ceea ce poate ca tu să fii mântuit. Și mântuirea aceasta nu înseamnă să continui viața de păcat, ci mântuirea aceasta înseamnă să rogi pe Dumnezeu din adâncul sufletului tău, Doamne, știu că n-am făcut ce trebuia să fac. Știu că sunt vrednic de moarte, dar Iisus a murit în locul meu și știu că Tu mă iubești. Și datorită dragostei Tale mă întorc la Tine. Nu vreau să mai fug așa cum a fugit Adam și Eva. Nu vreau să mai fug așa cum am fugit toată viața. Am fugit de responsabilitate, am fugit de dragostea lui Dumnezeu, am fugit să nu citesc Sfânta Scriptură ca să nu aflu ce ar trebui să fac și cum ar trebui să fiu. Am fugit și am fugit și am fugit. Mă rog ca Dumnezeu în seara aceasta să-ți dea biruința. Amin. Și fiecare dintre cei ce ascultă cuvântul acesta și-a simțit chemarea lui Dumnezeu, să roage pe Dumnezeu. Așa cum El a promis, că înapoi nimeni nu se întoarce gol din cei care îl caută pe Dumnezeu. Toți se întorc îmbogățiți, toți se întorc sfințiți și mântuiți. Conform cu acest gând și cu cuvântarea care a fost adineaur, să rugăm pe Dumnezeu ca viața noastră să se schimbe. Tot ceea ce vom face de acum înainte, indiferent din ce confesiune religioasă suntem, tot ce vom face de acum înainte, să fie făcut în spiritul iubirii lui Dumnezeu. Amin. Doamne, știu că mă iubești atât de mult,
Știu că viața mea e scurtă, știu că Iisus va reveni curând și știu că nu mai este multă vreme. Ziua de mâine încă este departe, mai este încă o noapte și noaptea aceasta cine știe ce se va întâmpla. Dar mă rog Ție, Doamne, conform promisiunii Tale, că Tu ne iubești pe fiecare dintre noi. Mă rog Ție, ajută-mă. Ajută-mă să trec mai departe. Ajută-mă să-mi pun toată speranța în Tine. Ajută-mă ca toate lucrurile pe care le voi face de acum înainte să le fac cu gândul acesta în mintea mea. Tu mă iubești și eu vreau să Te iubesc. Ajută-mă ca lucrurile care vor decurge din faptele mele, cuvintele care îmi vor ieși pe buze, să reflecte faptul că chipul Tău este imprimat în mine. N-aș vrea ca în ziua în care va veni Iisus Hristos pe norii cerului să mă găsească altfel decât reflectând chipul Său. Și așa cum citeam adineaori din Sfânta Scriptură, spune că atunci când va veni Iisus Hristos, nu va vrea să vadă cât de frumos m-am îmbrăcat. Mă îmbrac frumos pentru că vin la biserică, dar va vrea să vadă altceva. Dacă chipul Său și dragostea Sa a rămas impregnată în adâncul sufletului meu, și indiferent cine sunt, și indiferent ce fac în viața aceasta, să arăt că Dumnezeu este cu mine. Amen. Îmi doresc atât de mult ca atunci când va veni Iisus Hristos să reflect această dragoste pe care o are El. Închei cu un ultim gând din cartea Apocalipsei. Ultima chemare și un ultim apel pe care Domnul Iisus Hristos îl face tuturor oamenilor și spune: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă a avut cineva urechi de auzit în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu și deschide ușa inimii sale, voi intra și voi locui cu El. Mai mult, voi aduce și pe Tatăl cu mine, zice, și Duhul Sfânt. Vom avea o cină, adică o părtășie, o împărtășire deosebită, cum nu pot avea oamenii pe pământ, nici măcar la biserică. Și părtășia aceasta deosebită cu Dumnezeu va ține până în veșnicie. Pentru că planul lui Dumnezeu este ca cei care își deschid ușa inimilor, Dumnezeu să intre să facă curățenie acolo, în inima lor. Și după ce face curățenie, să locuiască. Îmi doresc atât de mult să fiu printre cei care în ziua aceea vor fi găsiți de către Dumnezeu ca reflectând chipul dragostei Sale în ei. Mă rog ca pentru tine lucrul acesta să fie dorința cea mai arzătoare a sufletului. Și așa cum a spus Domnul Iisus Hristos în dese rânduri, cea mai mare dintre porunci și cea mai înălțătoare este ca cineva să iubească pe Dumnezeu și pe aproapele Său. Amin. Mulțumesc, Dumnezeu, pentru cuvântul pe care mi l-a dat în seara aceasta și atenționarea pe care mi-a făcut-o. Și aș vrea acum, la final, după ce vom cânta, și poate că în timp ce vom cânta, să ne gândim foarte atent ce vom face în continuare. Oare ar trebui să mai fug? Să mă duc departe? Sau ar trebui să-i spun în cel mai responsabil mod lui Dumnezeu: Doamne, îmi doresc atât de mult ca începând din seara aceasta, unde ești Tu să fiu și eu? Amin. Ce faci Tu? Să fac și eu. Amin. Iubirea cu care Tu iubești pe oameni să fie și iubirea cu care voi iubi eu. Amin. Pentru că în ziua în care vei veni, chipul Tău să fie văzut în mine. Amin. Așa să mă ajute și așa să Te ajute Dumnezeu. Amin. Amin. Sufletul Tău poți aștepta.
Amin. Părinte Sfânt, venim înaintea Ta să-ți mulțumim din inimile noastre pentru faptul că ne-ai adus aminte, că ne iubești împotriva tot ceea ce am făcut noi. Gândul acesta al dragostei Tale pentru noi să aducă rod în viețile noastre. Te rugăm să vii în inimile noastre. Și dacă în seara aceasta există oameni care și-au pierdut nădejdea și încrederea în Tine, Doamne, redă-le încrederea și speranța că Tu vei fi alături de ei și în continuare. Amin. Te rugăm să ne dai acea dispoziție în care să ne dorim în fiecare zi să căutăm fața Ta. Amin. Te rugăm să ne ierți pentru tot ce am păcătuit. Amin. Și te rugăm, ajută-ne ca de acum înainte viețile noastre să se schimbe. Amin. Ajută-ne ca de acum înainte să reflectăm chipul Tău. Amin. Și dragostea Ta și sfințenia Ta să fie prezentă în viețile noastre. Amin. Te rugăm pentru toți cei care în seara aceasta sunt în picioare și au în inimile lor gânduri fierbinți pentru Tine. Te rog, împlinește-le rugăciunea. Amin. Și ajută-i pe toți cei care vor asculta vreodată mesajul acesta să se întoarcă la Tine. Amin. Numele Tău să fie binecuvântat, al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt, pentru tot ceea ce ai realizat, realizezi și vei realiza pentru veșnicie în fiecare dintre noi. Amin. Amin. Amin.